Skaterii, bikerii și rollerii din Suceava au așteptat cu nerăbdare deschiderea parcului. Investiția de 550.000 de lei include toate elementele unui spațiu de agrement de acest gen. După ce au testat pista și rampele, unii tineri s-au declarat mulțumiți, dar au avut și unele sugestii. La rampe, așa, vedeți, la colțuri, nu-s chiar bătute bine și cu timp o să crape și s-ar putea să ne soprească roțile și să ne lovim. Super, pentru că ne putem da toți și nu ne mai ceartă poliția în centru, nu mai distrugem esplanada. Arhitectul parcului spune că în săptămânile viitoare locul va prinde culoare pentru că aici va fi organizat un concurs de graffiti. Noaptea el este luminat, peretele ăsta, plus nocturna, o să-l ambientăm așa, în timp. Deoarece în parc nu a fost amenajat un punct de prim ajutor, autoritățile au cerut copiilor să folosească echipamente de protecție și să respecte regulamentul afișat. Din păcate, spun, primăria municipiului Suceava nu are posibilități financiare să asigure aici paza permanentă, să asigure o permanență la acest skate park. El practic este conceput ca un loc de joacă, de aceea, așa cum se poate observa, la intrare noi am pus acolo instrucțiunile de folosire și aici trebuie respectate toți cei care vin. În skate park, tinerii vor avea la dispoziție și internet wireless gratuit.